Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou replay cu World of Tank. Astăzi, în acest replay, avem băieții din Academia 2, Takam. Îl avem aici pe Cosmin ca și protagonist, care a jucat cu Grile, și pe colegul lui Gianni Speed, care a jucat tot pe Grile. Au ales să joace amândoi pe același tank și din motivul bănuiesc de a să-și da suport unul celuilalt și de a fi cât mai aproape în joc unul de celălalt. Ca și un mic info despre Grile, pentru cei care nu cunosc atât de bine tankulețul, e un tank destroyer de pe linia de la germani, unul dintre tankurile care în trecut era unul dintre cele mai periculoase snipere. Grile deținea una dintre cele mai bune sisteme de camuflare și un tun foarte, foarte bun. Ei, în timp, acest tank a trecut și el prin aceste filtre ale World of Tank-ului, în care tankurile adesea tind să nu mai fie ceea ce au fost. Și în momentul de față, în 2024, tankul nu mai este chiar atât de bun cum era la început. Dar, însă, rămâne un tank, dacă știi să-l joci, care poate să facă destul de multă treabă. Bun, băieții s-au așezat aici în partea de E1, E2, o zonă în care de obicei aici vei da suport heavy-lor. Nu au coborât atât de multe heavy inamici aici, dar nici din echipa băieților nu a intrat aici pe plajă decât T10-le, care rămân undeva în zona de H2, H3, mascat acolo după piatră. Lipsește un spot aici, lipsește un tank de contact. În schimb, noroc că este spotat Jagu, și în felul ăsta băieții de aici pot să tragă foarte bine asupra lui. Jagu încearcă să urce acolo, să intre în zona în care se mai poate da Grila, dar este tank sus la sus pe stâncă și de acolo ar putea să tragă în Jag dacă se duce în spatele lui. De obicei pe harta asta se duce foarte mult meciul aici pe plajă și pe zona de mijloc. Nu se mai prea joacă zona din dreapta, zona unde era de obicei împânzită de medii și TD-uri pe spate, în zona de G9, acolo se poziționau cam toate TD-urile. În continuare, Cosmin focusat aici pe tankurile de pe plajă. În acest moment se face un push acolo din partea lui T30. T30 încearcă să lumineze un pic echipa adversă, mult prea riscant acolo cum se duce T30-ul. Este urmat și de VZ, moment în care și cele două Grile se pun în mișcare. Bine jucat aici băieții cu Grile, pentru că au rămas cumva în linia 2 după primele TD-uri. După cum vedeți, T30-ul acolo deja și-a încasat un shot. Ca și TD-ul nu prea poți să-ți dai atât de rapid spot, iar dacă te duci și să te bazi, de exemplu, cu heavy, heavy-le te vor spota înaintea ta. Ceea ce s-a întâmplat și cu T30-ul. Dar măcar băieții ajung aici să relocheze în spatele VZ-ului. Și în momentul ăsta, deja MX-ul face pasul înapoi acolo. Ar trebui să fii prost să ieși cu AMX în față la 4 TD-uri. Asta ar însemna moarte sigură. Singurul lui lucru ce poate să-l facă e să iasă acolo la colț, ceea ce și face, ca să dea spot pe tankuri, iar din spate, din linia 2 a lui, să îi dacă suport TD-urile. Mai mult ca sigur acolo sunt FV-ul, care se și spotează, și celelalte TD-uri s-ar putea să fie tot în zona asta. VT-urile sunt două acolo care ar putea să fie tot pe partea asta. Chiar și T95 nu a fost spotat nici în zona centrală, nici în zona deasupra stâncilor. Cred că tot aici în zona asta o să fie și atunci băieții cu siguranță vor avea și carne de tun aici. Încă AMX-ul încearcă aici să tot iasă la colț, riscant totodată, pentru că dacă prinde un shot bun
grile sau VZ-ul e la garaj. Cei doi băieți din Academie, de Cosmin, de exemplu, despre Cosmin știu sigur că nu are de mult grila, este la mai la început cu grila și îmi place că meciul ăsta a știut cum să folosească grila, se vede că a lucrat cât de cât la computerul poziționare, a învățat să poziționeze pe hartă, nu s-a aruncat atât de în față pentru că grile nu-ți oferă atât de multă armură. Se face push-ul și pe partea de sus, unde T10-le, M60-ul, 75-AU înaintează înspre baza inamică, cel puțin să facă spot pentru TD-urile de jos, care vor avea mai mult ca sigur ținte acolo. AMX-ul cade aici, l-a costat ieșirea lui aici la colț, l-a pedepsit VZ-ul. Iar acum Cosmin urcă un pic riscant aici pentru că poate să existe tank acolo în spate, deși M60-ul este deja cu 705-a în baza inamică, dar nu s-au spotat încă VT-ul și FV-ul, dacă au plecat de aici sau încă sunt aici după stâncă, rămâne de văzut aici, foarte periculos. Da, FV-ul îl lovește pe Cosmin și în acest moment își dă seama sigur că n-are altă soluție decât garajul, dar a dat 1600 acolo damage. Foarte bine aici Cosmin verifică și existența artileriei sau nu. Nu este nimic aici, s-a băgat Gianni acolo perfect, lăsându-l pe Cosmin un pic mai în spate pentru că deja era luat, era la one shot Cosmin. 3060 damage pentru Cosmin până acum și deja scorul este 8-6. Mai sunt 7 minute de joc. De observat, în majoritatea meciurile nu mai prea ajung până în ultimile minute de joc sau cel puțin în ultimul minut de joc. Foarte puține meciuri am mai prins în ultima vreme să se încheie cel puțin la egalitate, foarte rar, dar și cel puțin să le închei în ultimele minute de joc. Semn că se joacă destul de agresiv în momentul de față. Aici un shot super frumos la VT-ul. Două kill-uri pentru Cosmin. 3700 damage. Spunea despre ritmul de meciuri că este un ritm foarte alert, un ritm în care nu mai au jucătorii răbdare. Și mie de multe ori mi se întâmplă chiar și pe live atunci când joc. De multe ori nu mai am răbdare, mă arunc în față, mă duc peste ei. Rare ori mi se mai întâmplă să joc cu răbdare și de obicei mi se întâmplă să joc cu răbdare atunci când nu prea mă uit la ce face echipa. Pur și simplu stau să-mi fac damage-ul și atât. Nu mă mai interesează despre echipă ce face. Am mai dat un shot frumos aici, Cosmin. 4400. A venit un baciat acolo din spate. A venit un bacia din spate de pe plajă și a scos acolo un tank foarte fain, l-a scos pe M60. Nici o șansă a M60-ului în față la bacia. Deja sunt tankuri pe bază. Aici o șenilă la bacia, cred că Cosmin aici a dat primul pumn în masă și a zis... Bun, în continuare la focus aici, Cosmin îl focusează pe baciat acolo. Baciatul iese și încasează un 684 și VZ-ul trimite la garaj. Progetto a ieșit aici ca din pământ, direct în fața grilei și ia de aici cu unt și du acasă. 5800 pentru Cosmin. Vă repet, Cosmin nu joacă de mult pe grilă. Recent și-a luat tânculețul. Și în meciul ăsta a reușit să-și ia și ace-ul pe grilă. Un meci frumos făcut de băieți. Un meci fain. Nu uitați, dragi prieteni, cei care priviți acest replay. Nu suntem un clan profesionist aici. Suntem un clan de începători. Adică, mai exact, o academie.
Și în felul ăsta îmi permit să laud și eu băieții, pentru că într-o academie, uite, chiar se poate. Se poate să faci și meciuri frumoase. Bravo băieți, felicitări, mult succes în continuare.